sponsor general al emisiunii. Asociația pentru susținerea inițiativelor comunitare și sportului. Salutare, dragi telespectatori! Continuăm cu o nouă ediție a emisiunii Campionii. Am fost în vizită la Denis Vieru, cel mai bun judocan al anului 2022 și cel mai bun sportiv ales la gala Asociației Presei Sportive din Moldova. Vieru este liderul mondial în categoria sa de greutate și medaliat cu bronz la mondiale, campion european Under 23 și câștigător a numeroase Grand Slam-uri și Grand Prix-uri, medaliat cu aur la Universiada Mondială. În cadrul acestei ediții vom discuta despre un sportiv cu renume mondial, care ne face mândri cu evoluțiile sale pe arenele internaționale. Și vreau să-l salut pe Denis Vieru. Bună! Salutare, Denis, cum îți merge? Super, timpul perfect de plimbare. E ok. Da? Spuneam că ai fost ales cel mai bun sportiv al anului în 2022 și că ne faci mândri de fiecare dată când evoluezi pe tatami. Spune-ne cum a fost totuși anul trecut pentru tine. A fost foarte bun și a fost cel mai bun de fapt din toată cariera mea, pentru că an de an mă strădui să fiu în progres, să am rezultate mai bune și pe lângă ca să fiu cel mai bine antrenat, mă strădui să fiu și cel mai bine pregătit și în viața de zi cu zi și pe saltea și la antrenamente oriunde. Și asta mă face să fiu mult mai motivat în viața de zi cu zi și chiar sper ca în viitor totuși să-mi realizez visul meu, care e să devin campion pe viață. Și sportul e nu pe primul loc de fapt, de asta și îmi urmez scopul și dau la maxim. Da, suntem într-un parc din capitală, orice sportiv care vrea să-și ducă cât mai bine condiția fizică, cu siguranță mai face alergări, tu obișnuiești, iată, să vii în parcul respectiv, să faci exerciții anumite. Una din marile mele plăceri e, de fapt, să alerg în parc, să alerg pe bandă, în timpul liber, nu la timp, să am grijă de sănătatea mea și să fac sport din plăcere. Este total diferit de sportul de performanță în sală. Și mai e una că sunt și pasionat de plimbări, de cafea și de timpul bun, pentru că totuși am un program foarte încărcat și nu adeseori îmi permit așa simplu să mă plimb și să mă odihnesc în parcuri sau în localuri, la terase. Mă rog, e foarte încărcat. Se spune, Denis, că judocanii de regulă le place să joace fotbal. Tu cum stai la acest aspect? Da, sincer, îmi place să joc fotbal și nu-mi place să-l privesc, de fapt. Așa că campionatul mondial cumva trece pe lângă mine mereu. Sunt pasionat de mic copil și de șah. Mi-a plăcut foarte mult să fac strategii și să fiu mai șmecher ca adversarul. Probabil asta și mă ajută și în judo. Cam plus poate un hobby ca un tenis de câmp. Îl fac ocazional, foarte rar, dar e o plăcere mare să aflu sporturile noi, să fiu mereu în mișcare. E o adrenalină personală pentru mine și o mare, mare plăcere. Revenind la startul emisiunii, când ai spus că anul 2022 a fost cel mai bun pentru tine, de fapt și în 2019 ai reușit performanțe notorii cu Universiada de la Napoli, a urmat și campionatul mondial din Tokyo, unde ai obținut la fel bronzul. Nici anul respectiv nu a fost atât de bun ca 2022. Nu, evident că a fost și el bun, doar că competițiile sunt diferite și anii diferiți și plus la asta, acum mai după 20 de ani de sport, realizez și savurez orice clipă
și orice deplasare, un cantonament sau o competiție e ca și ultima, să zicem așa. Savurez la maxim și am emoții foarte frumoase, pe lângă că sunt și foarte diferite. Da, spuneai că ești pasionat de fotbal. Ce alte hobby-uri mai are Denis Vieru? Deci sunt câteva sporturi. Nu în afară activității sportive, ce îți place să faci? Deci este așa cum am mai spus-o, fotbalul, tenisul de câmp, nu știu, la sală unde merg mai fac scoș, uneori este un tenis care joci la perete și cu timpul poate mă gândesc eu de fapt să trec la sporturile, să zicem așa, aristocratice, poate mă bag și la golf, nu știu, așa, din simplă curiozitate. Să aflu ceva nou, că sunt mereu dispus la provocări, la încercări și să chiar să înțelegi un sport diferit de ceea ce faci mulți, mulți ani, este foarte atractiv și interesant. Da, și cum îți reușește, Denis, să îmbini activitatea sportivă, pentru că mereu te deplasezi pe la competiții cu viața personală? Deci am învățat ultimii ani să-mi fac o agendă personală. Ea este programată de cu o seară, de cu două seri, zi de zi am un plan strict, din oră în oră, și le reușesc datorită lui. Pentru că am pe lângă sport și câteva întâlniri, mai combin cu viața personală, chestii personale, să zicem așa. Și chiar este dificil, încărcat un program, dar dacă îți dorești cu adevărat, le reușești pe toate în această viață. Da. Cu siguranță, prin rezultatele pe care le-ai obținut până acum, lumea te cunoaște, Denis. Ai avut situații, spre exemplu, mergând pe o alee în parc, să te acosteze cineva, să zică, uite, tu ești Denis Vieru? Da, deci am și făcut cu multă lume cunoștință așa, doar apropiindu-mi de mine și făcându-mi complimente că uite, te știu, te privesc și sunt mândru că te-am recunoscut și m-am salutat cu tine. Este nespus de mult plăcut că lumea totuși te apreciază, te iubește și mereu ține pumnii pentru tine când ești deplasat la o competiție și fie în aceeași dimineață la 6 sau aceeași seară la 8, ei sunt cu ochii pe tine, pe ecrane și își fac griji și își doresc ca imnul Republicii Moldova să-l asculte. Multe situații au fost că și din simplă, simplă respect mi-au și oferit o cafea cu drag care... Gratis! Da, absolut, adică de obicei eu sunt acela care servește, mai ales cafeaua, am așa o tradiție, dar sincer să vă spun, cea mai bună cafea e aceea care te servește pe tine. Așa este! Da, și la anul 2022 se mai adaugă în palmaresul tău, Denis, nu Universiada, ci Mastersul de la Ierusalim. În premieră reușești să obții bronzul, chiar la final de an, când de regulă mulți sportivi preferă să se odihnească, tu ai reușit să-ți adjudeci o nouă medalie. Acum, pe tema asta am și pus o postare recent și am spus că cu timpul chiar realizezi că cel mai frumos lucru e să fii diferit de toți ceilalți. Și chiar la final de an, când au fost în premii, erau gale sportive, evenimente foarte multe, totuși am reușit să fac programul de plin până la final, să mă pregătesc de Masters, pentru că am evoluat la acest turneu probabil 5 ani consecutive și nu mi s-au reușit. Am fost tare aproape de o medalie, dar nu a fost să o primesc. Și acum sunt mândru pentru mine, pentru țară, pentru istorie, că totuși primul bronz mi s-a cuvenit mie și este o motivație dublă ca la anul să iau aurul, pentru că totuși primii 32 în lume se întâlnesc și se luptă. E posibil, e mai și puternic ca un campionat mondial pe momente. În dependență cine sunt invitații. Da, cine participă la competiție. Corect. Da, trebuie să menționăm pentru telespectatori că Denis Vieru este lider în categoria sa de greutate, lider mondial la 66 de kg.
programe. Ce-ți îți oferă ție ca motivație faptul că te afli în fața unor adversari dificili din Georgia, chiar acel izraelian care te-a bătut la Masters, sau mongolezul pe care l-ai bătut de nenumărate ori, nu doar la competiția de anul trecut, mai sunt acolo și japonezi. Până la urmă, tu ești liderul, Denis. Care este sentimentul? Știți, de mic copil am visat și mi-am dorit să nu fiu unul din cei mai buni sportivi, dar chiar cel mai bun. Și această chestie nu mi s-a schimbat și până acum. Dar motivația cea mai mare este că totuși te privește o mulțime de lume și acei copii care te întâlnesc și se apropie cu ochii înflăcărați, cu dorința de a sta alături și de a te întreba, de a vorbi 2-3 minute cu tine. Este un sentiment frumos care îmi dă mari, mari puteri chiar și deja de mai mult de jumătate de an țin această poziție. Sunt numărul 1 mondial. Mă mândresc și sper să o țin cât mai mult ca în viitor să devin un brand, să zicem, al judoului moldovenesc și să uimesc publicul, să dau motivație micilor sportivi, judocani, dar și în genere sportivilor, ca să-și realizeze visurilor și să le dovedesc că chiar se poate, se merită, dacă ai ambiții și dorința mare, puternică de a reuși în viață, dar și în sport. Să savurăm și o cafea delicioasă. Denis, pe lângă activitatea sportivă, spuneai că poți îmbina cu succes și viața personală, dar ce activități mai ai? Pentru că un sportiv de regulă de la noi din țară, ca să supraviețuiască, trebuie să mai aibă anumite angajamente. Corect, corect spus. Deci sunt în forțele trupilor de carabinieri. Să zicem așa că sunt antrenor la secția de pregătire fizică și îmi reușește să combin această chestie și sunt foarte mândru că pot reprezenta țara și la nivelul acesta. Am niște colegi foarte deosebiți, să zicem așa, pentru că se simte chiar căldura și sprijinul atunci când vin oamenii și te întâlnesc la aeroport cu fanfară. Deci este un timp și emoții foarte, foarte frumoase. Apreciez acest lucru și mă mândresc cu acest fapt. Spuneai de antrenor, după încheierea activității sportive, te gândești că ai putea prelua această funcție? Posibil. Sau ai alte vise? Deci am foarte multe vise și planuri, doar că ca antrenor poate să fie o treaptă așa trecătoare, să zicem. Pentru că, cum am și mai spus, îmi plac provocările și le accept. Și în această viață trebuie să reușești mai multe chestii, să le combini și să treci peste ele. Și ca un antrenor, poate probabil să încep pentru copii în viitor. Acum nu am răbdare una, sunt prea focusat la viața personală și la carieră. Și îmi doresc foarte mari rezultate, dar asta necesită timp, evident, și lăsăm mai pe urmă. Denis, tu ești un judoka de succes în țara noastră și cu siguranță, pe lângă activitatea sportivă, ai numeroase pasiuni. Una dintre ele se pare că sunt automobilele, ne aflăm în mașina ta personală. Până la urmă, cum își permite, spre exemplu, un sportiv de la noi din țară să aibă propriul automobil? Ție ți-e dificil să realizezi asta?
Da, autocredit. Nu, de fapt, fiecare are venitul său și depinde cum te descurci în viață și cât de tare îți iubești automobilul și ai plăcerea asta de a conduce, de a deține un patru roți și, mă rog, știu mulți sportivi, chiar și în Republica Moldova și peste hotare, care părerea lor pentru o mașină, nu, una simplă, consumul mai micuț, mai econom și să fie așa mai modestă, să mă ducă din punctul A până în punctul B. Pentru mine nu e stereotipul ăsta. Mi-e place ca mașina să fie puternică, rapidă, nu că să conduci cu 200, doar că să ai încredere în forță, Și când depășești, adică să fii ferm convins că o faci asta cu siguranță, știi? Denis, dar ce, care este regularitatea schimbărilor mașinilor la tine? Uite, de când ai această mașină? În jur de 6 luni, jumătate de an. Regulamentul depinde de competiții câștigate și de premii primite și oricum, pe lângă că trebuie să trăiești viața, ai multe cheltuieli pe sportivi de performanță. Nu știu, nu e o cifră anumită că schimb mașina la un an sau la doi. În dependență de plăcere și posibilități, evident. În cariera ta ai avut, de exemplu, momente când a trebuit să mergi la o competiție cu automobilul? Da, doar că era pentru un club, era pentru ceva bani suplimentari, dar dacă mergem la o competiție oficială, chiar și cu mașina, mă străduie înapoi. Poate să schimb pe un coleg sau pe antrenorul, mai răruț, dar dacă mergem spre competiție, niciodată mă străduiam să mă odihnesc, evident, pentru că în 2-3 zile am turneul și trebuie să pun efort maxim acolo în ziua potrivită și nu ne permis să... Ca să nu obosești înainte, evident, de competiție. Pentru o plăcere a sta la volan și ești cu o medalie și cu starea ta, nu se merită. Care a fost prima ta mașină? A fost un Ford Fusion din anul 2004, hatchback. Și am o istorie foarte haioasă, pentru că mi-am procurat acest automobil pe banii unui prieten și ai mei personal, doar că mi-am lăsat și un mică rezervă în casă. Doar era o lună de octombrie, noiembrie și am zis... Anul? Îndepărtat. 18, 19, 3-4 ani urmă. Și am zis, gata, ajunge, nu vreau să mai îngheț iarna și să merg la trolebus sau autocar. Ajunge cu geanta grea, e obositor și într-o lună, într-o săptămână, poate iau automobil. Și sunt bucuros că am câțiva prieteni, câțiva oameni dragi care mereu ne ajutăm, susținem și nu doar cu prezență, nu doar financiar, dar ne împărtășim și câteva secrete, independent de care sunt ele. Și totuși, corect să spune ce om ești cu acei și te înconjuri. Da, spune-ne ce prieteni ai ca să îți spun... Prietenii ca și familia îi țin mai aproape de suflet și nu-i discut nici de bine, nici de rău. Îi discut de bine când în unele cazuri. De rău cam niciodată așa. Doar după situație. Îi țin mai în secret, să zicem așa. Ei cunosc, mă sigur cunosc cine și ce relații au cu mine. De asta sunt mai intim teme de acestea. Se spune, Denis, că apropo de prieteni, e mai bine să ai doi și cât mai puțin, dar să fie cei mai buni, decât 10 și să te trădeze la un moment dat. Care e părerea ta? Da, este mare parte adevărat, doar că iarăși este individual pentru fiecare. Și prietenii chiar adevărat sunt acei care poți să nu te vezi un an, 2, 10 și rămâne aceeași abordare, aceeași relație călduroasă. Când te vezi, te revezi odată, nu știu la cât timp. Și ai mereu despre ce discuta, îți aduce aminte de momentele plăcute sau mai puțin plăcute, momentele frumoase, haioase în viața ta și multe, multe alte istorie. Am avut parte de multe momente de genul.
ne aflăm în sala unde judocanii moldoveni se pregătesc de regulă de competițiile internaționale și vedem o sală destul de frumoasă, amplă, în care sportivii noștri se pot pregăti în condiții cât mai bune. Denis, iată, aceasta este sala unde tu, de regulă, și cu echiperii tăi vă pregătiți de turneile internaționale. Nu putem spune că sunt cele mai rele condiții. Da, aveți dreptate, sunt condiții destul de ok, medii, să zicem așa, comparativ cu alte țări, doar nu suntem noi cei mai alentați și suntem un popor puternic, așa că facem față și ne focusăm la rezultat și la obținerea câtor mai multe medale, dar nu la condiții. Da, iată, tu ai făcut numeroase deplasări de-a lungul carierei și ai văzut ce infrastructură dețin alte țări. Dacă ai face o paralelă, noi unde suntem? Independență și cu ce țară să facem această paralelă și evident că cu cât țara este mai mare, cu atât și populația este mai mare, infrastructura mai puternică și faceți comparații deja singuri. Bună oară, Israelul nu este o țară foarte mare. Cum ai văzut infrastructura acestei țări la Masters? Destul de bunicică, v-aș spune, și este o țară cu frumoase tradiții, cu sportivi de clasă înaltă și au, să zicem, unele din cele mai frumoase și bune condiții. Asta e de dreptul. Da. Spune-ne, Denis, până la urmă, vedem copilași aici care se pregătesc. Ai fost și tu în această postură. De unde a venit dragostea pentru judo? Dragostea a fost așa una mai deosebită, simpla curiozitate de a înțelege cuvântul judo. După care am pășit pe pragul unei săli la vârsta de 6 ani, n-am fost primit că aveam o vârstă prea fragedă și nu aveam coechipier. Și după ce un an a trecut am revenit iarăși și de atunci, la 7 ani, am pornit să înțeleg și să fac judo. Da, ai fost susținut în acest sens de părinți, că ai ales această probă de sport? Părinții de obicei mă susțineau în ideile bune și alegerile mele și sunt recunoscător pentru toată iubirea lor acordată și toată munca zilnică ce și-au depus-o în mine. Adică sunt unicul copil și am fost răsfățat enorm și îmi pare bine cam așa părinți frumoși, dragi, care mă iubesc și iubesc, îi apreciez. Deci sunt pentru mine numărul 1. Da, spuneai că ești unicul la părinți. Undeva ți-ai dorit să ai un frate, o soră, sau statutul ăsta de copil singur nu te-a afectat? Păi am avut așa gânduri la oarecare vârstă, dar știu că ce nu se face, se face spre bine. Și n-aș spune că sunt egoist, dacă chiar și-am crescut singur, pentru că am preluat niște calități de la mame și tata și e ok, adică m-am simțit mereu confortabil, că sunt sigur și, să zicem, mai deosebit. Da, cu siguranță ai și multe medalii obținute la turneile internaționale. Primul succes notoriu, ți-l mai aduce aminte? Cu siguranță, prima medalie, primul rezultat, am mai spus-o și la radio, că este ca prima iubire, ca o glumă și niciodată nu se uită. Pentru mine a rămas în memorie, a fost la o vârstă de 8-9 ani, țin minte și categoria, eram foarte micuț. Este micuți. Și medalie? Sigur, sigur. Această medalie, poftim, am obținut-o la categorie de 23 de kilograme. Da, și am primit și premiul de 25 de lei. A fost niște emoții frumoase în acel moment. O medalie mică, dar care îți aduce amintiri plăcute. Sigur, dar nu doar ea. Fiecare medalie are amintiri și emoțiile ei personale, să zicem așa. Are o istorie. Și am în jur de 4-5, să zicem așa, cele mai deosebite și plăcute mie. Și nu contează culoarea, fie aur sau bronz. Fiecare este deosebită în felul ăsta.
Da, obținând aceste succese la nivel de cadeți, de când erai copil, ți-au dat impuls pe viitor să devii un sportiv de renume. Ai avut poate în carieră, Denis, anumite momente când poate succesul nu era cel mai rezonabil și ai fi vrut să renunți? Au fost asemenea gânduri? Da, într-o perioadă am fost în așa o stare că erau foarte, foarte grele antrenamentele și mai fiecare doilea antrenament îmi vinea gândul să cedez, să plec, doar că pe oamenii puternici asta și motivează să lupte până la capăt și să aibă încredere în sine, în propriile puteri. Și evident că când este succesul, nu înveți cea mai bună lecție. De fapt, e invers. Eșecul te pune pe gânduri și chiar atunci poți învăța cel mai bine, înveți atunci. Da, în anul 2005, Marcel Trudov, acum antrenor, obținea o performanță notorie la campionatul european Under 23. Cei ce reușești și tu în anul 2016, până la urmă, e primul succes de rezonanță pentru tine? Da, a fost de fapt cu câteva luni înainte un bronz la European de Junior, dar aurul nu se compară cu celelalte. Este și finala, sunt alte emoții, e și competiția la nivel mai mare un piculeț, plus băieții au fost de fapt cu câțiva ani mai mari ca mine. Și U23, apropo, era în Israel. Da. Mi-a dus, să zic așa, încrederea în sine. Anume, după acel turneu, am început să cred în mine, să fiu de zi cu zi mai bun, mai plin cu dispoziție și atunci, anume, în momentul acela, mi-am dorit să am, adică pe viitor, cele mai mari succese și să mă realizez, probabil, ca sportiv de talie înaltă în viață. În turneile pe care le dispuți, sunt diferiți rivali din diferite țări. Pentru tine, care este sau care ți se pare cel mai greu adversar? Din ce țară? Că de regulă se spune că japonezii sunt cei mai inițiați în judo. Da, probabil japonezii sunt cei mai tari, doar că în ultimii ani, asta nu dă dovadă de profesionalismul european și personal pentru mine chiar nu contează omul din ce țară, ce succese, performanțe au avut. Eu consider că cel mai mare rival ești însuși tu. Dacă poți să-ți controlezi emoțiile și să treci din zona cea de confort, atunci poți să-l bați pe oricine. Câștigi și chiar nu importă fie el japonez, corean sau oricine în viață. Am spus de multe ori, dacă prind dispoziția bună și o zi perfectă, chiar nu mă interesează cine este rivalul meu, pentru că sunt eu cel mai bun. Denis, în proba judo cu siguranță există numeroase procedei prin care voi reușiți să învingeți adversarul. Acestea sunt ipon, vazarii, dar și numeroase alte procedei. Care e favorita ta ca să obții victoria cu adversarul? De fapt, sunt o multitudine de procedei și încerc să improvizez, să combin și să lupt după simțul. Deci aș putea să vă demonstrez ceva de foarte interesant și chiar atractiv. Da, chiar te rog, niște tehnici pentru telespectatori. Și de bine când ai un partener ușurin. Exact.
Avem o generație superbă de judocani moldoveni care cu siguranță încearcă și reușesc să obțină performanțe pe arenele internaționale. În această sală unde se pregătesc judocanii, l-am regăsit și pe colegul lui Denis Vieru, Dorin Goțonoagă. Salutare, Dorine! Bună ziua! Ce faci? Pregătiri? Antrenamente? Ca de obicei, ne aflăm în pregătiri dimineața și seara. Da. E o sală care impune toate condițiile, Dorin, de pregătire pentru voi? Eu cred că puteți observa și singur că avem o sală foarte spațioasă, dotată, avem trei spații de luptă, ce este destul, este foarte bine, și avem o sală de forță, la fel echipată, cu tot ce avem nevoie noi. Și pot să zic că ne antrenăm în niște condiții destul de bune. Da. Vorbeam și cu Denis Vieru, faptul că a fost ales sportivul anului în 2022. Este o generație într-adevăr superbă pe care o avem de sportivi în această probă de sport. Dorine, poți să ne spui, de exemplu, cum l-ai cunoscut pe Denis? Cu Denis Vieru cred că ne cunoaștem personal de vreo 10 ani, însă îl cunosc pe el încă fiind copil. Noi, deoarece suntem cam de aceeași vârstă, îl observam la competiții, la vârsta chiar sub cadeți, mai mici cadeți, la copii. Și Denis mereu se deosebea printr-o tehnică excepțională, dar încă de când era mic. Și tot atragea atenția faptul că doar el din toți copiii, așa cum eu țin minte, purta un brâu roșu. Așa îmi amintesc eu acum. Și ce vreau să zic, că Denis s-a evidențiat încă fiind de la juniori, dar mai devreme. S-a evidențiat că promite a fi un sportiv de calitate cea mai înaltă, ceea ce și-a demonstrat pe parcursul întregii sale cariere. Aș mai putea să adaug că Denis este a ajuns acolo unde a ajuns acum, nu doar datorită talentului pe care îl posedă el, pentru că eu consider că are un talent născut, dar și datorită faptului că este un adevărat profesionist. Și aici mă refer la faptul cum respectă regimul de somn, de mâncare, de toate cele mici detalii care fac diferența în sport de performanță. Mulți sportivi de-ai noștri cred că ar trebui să ia exemplu de la el, pentru că el demonstrează că dacă pe lângă talent mai depui și muncă și mai disciplină. Și disciplină în primul rând, cred că poți ajunge foarte departe. Eu îți urez mult succes pe tatami, Dorine, și să păstrați acea prietenie și în continuare pe care o aveți. Neapărat. Mersi mult. Discutăm în continuare cu antrenorul lotului național de judo, domnul Valeriu Duminică. Valeriu, bine v-am găsit. Vedem în spate numeroși pasionați de acest gen de sport. De fapt, și tema acestei emisiuni este judoul din Moldova, actorul principal fiind Denis Vieru, unul din discipulii dumneavoastră. Cum l-ați cunoscut pe Denis Vieru? Cum îl puteți caracteriza pe acest sportiv? Denis Vieru e foarte ușor de caracterizat. Este, după părerea mea, este cel mai titrat sportiv, cel mai deosebit judocan. Nu sportiv, dar judocan, cred că din istoria judoului a Republicii Moldova, deoarece el rezultatele care le-a obținut deja a scris istorie, dar are o vârstă de 26-27 de ani în curând face. Reiesic mai poate scrie istorie încă destul de bună pentru Republica Moldova. Este un sportiv deosebit, anume prin disciplina sa, prin atârnarea lui față de acest gen de sport. Este un sportiv care știe ce dorește, ce își dorește. Este foarte, a devenit foarte puternic psihologic.
Și pentru mine personal, în calitate de antrenor principal, îmi este foarte ușor să lucrez cu el, deoarece suntem pe aceeași undă, ambii ne dorim același lucru, dorim să facem, să scriem istorie pentru Republica Moldova, să facem sport de performanță și ambii înțelegem că judo este un sport și pentru noi el este ca un lucru. Nu facem sport ca din plăcere. Este fix ca un serviciu și ne străduim să-l facem la maxim, să fim mândri că reprezentăm Republica Moldova și cred că se primește. Da. Dincolo de rezultatele pe care le-a obținut de-a lungul carierei Denis, a fost o aventură la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde din păcate a pierdut în runda a doua. Dacă trebuie să recunoaștem, Valeriu, că e un ciclu olimpic acesta în 2023, crezi că poate Denis sau un alt judocan de la noi din țară să dea lovitura la Paris? Sau e ușor să visăm frumos? Nu e ușor să visăm. Denis Vieru este candidatul principal, actorul principal pentru a obține în premieră o medalie olimpică la proba judo. Clar că Jocurile Olimpice e o competiție mai deosebită, e o loterie. Depinde, toți sunt puternici, toți sunt pregătiți, toți vor avea o formă maximală. Depinde de acea zi cum va fi, cum ți este scris, poate așa să spunem. Dar totuși sper mult la Denis Vieru, clar că sper și la ceilalți sportivi care sperăm că în această olimpiadă să avem maximum număr de participanți la proba judo, iar să scrim istorie pentru țara noastră. Sperăm să participăm minimum cu 3 sportivi, poate și chiar și cu 4 sportivi la 4 categorii de greutate și toți vor avea șanse la medalie, dar Denis Vieru are cea mai mare șansă, doar că trebuie foarte bine să ne pregătim și să fim la fel de susținuți și în continuare de către stat și de către toată echipa care stă în spatele nostru. Avem o echipă destul de bună. Rezultatele vor arăta. Rezultatele vor arăta, da. Vă mulțumesc mult în activitate și să sperăm că judoul va cunoaște progrese din ce în ce mai înalt. Da, da. Mulțumesc. Denis, ne aflăm pe saltelele unde de regulă realizați acele exerciții, dar revenind la trecutul tău, de ce condiții te-ai întâlnit atunci când ai început judo? Pentru că, iarăși, trebuie să recunoaștem, infrastructura țării noastre nu este atât de dezvoltată. Puțin ce țin minte din tinerețea mea, dar că evident s-au schimbat saltelele, s-a schimbat și sala, a devenit mai mare, mai spațioasă și plus la asta mult tineret preferă să facă judo și sunt foarte mulți copii ultimii ani, observ, care totuși își dau interesul, nu doar ei, dar și părinții, să practice judo. Nu știu, îmi pare mai mulți vin la judo decât la alte probe de sport. Deci nu vorbim de sporturi de echipă, ca fotbal, rugby și tot așa mai departe. Și evident că judo reprezintă un sport multilateral. Educă caractere, deci sunt și copii care se împrietenesc, duc o relație foarte strânsă ani de zile și chiar după tinerețe au contactul acesta. Da. Denis, motoul emisiunii Campionii este că campionii nu se nasc, ei devin. Este și cazul tău sau crezi că te-ai născut cu talentul de a fi judocan? Nu cred că cineva are un talent deosebit. Evident că este muncă asiduă, zi de zi. Și trebuie să ai și noroc, și talent, și oamenii potriviți alături. Doar că talentul mi se pare că se cuvine doar un procent din toată munca și tot restul factorilor care trebuie să completeze acest lucru. Personal, pentru mine, pare bine că 20 de ani
frumoși au fost. E o perioadă foarte lungă și nu în zadar. Sincer să vă spun, eu am primit plăcere pentru rezultatele mele, pentru munca zi de zi pe care, pe lângă că o și jertfesc, o și savurez din plin. Și am făcut cunoștință cu atâta număr de populație, de oameni buni, că totuși s-a meritat. Eu zic s-a meritat, nu m-am născut campion, am devenit, evident, și asta și mă bucură. Da, după, revenind la rezultatele obținute de tine, Denis, după acel 2016 a venit anul 2019 în care tu te impui la Universiada de la Napoli, reușești bronzul la campionatul mondial de la Tokyo și ai un an destul de frumos în care obții și titlul de cel mai bun sportiv al anului. Dacă ar fi să combinăm rezultatele obținute de-a lungul anilor, care an ar fi cel mai prolific? Probabil anul care va urma să fie, pentru că acesta, 2023. Sperăm, cred în chestia aceea că este loc de mai bine și, mă rog, anii 2019 și 2022 deocamdată au fost cele mai puternice, luând în considerație după rezultate și turnee. Și să vorbim de toată cariera mea, am două medalii europene, bronz, și două medalii mondiale, asemeni bronz. Și campion mondial universitar, acestea sunt cele mai întipărite. Pe lângă că sunt și Grand Prix-uri, Grand Slam-uri de tot genul, luând de la primul loc și până la treilea, nu în zadar stau numărul 1 pe clasament. Deci sunt 20 de ani de muncă și sper în viitor să fie și mai frumos, an de an, să fie și rezultatele mai puternice, să simt că mă dezvolt din punct de vedere și fizic și moral, în toate aspectele, nu doar și în sport, dar și în viață. Și vedem, chiar sunt curios și eu, peste un an, 2, 5, 10, cine o să fie Vieru Denis. Da, spuneai că și la europene bronz și la mondiale bronz se mai schimbă culoarea medaliei. Poate ai rămas cu acel regret că nu ai reușit să urci mai sus pe podium, Denis. De asta și zic, este loc de mai bine și în viitor cu siguranță cred că o să fie și aur, pentru că îmi doresc să devin și campion mondial. Nu este nimic imposibil, de asta doar așteptăm. Știți, se spune, dacă planul este bun, în zadar te grăbești. Au urmat cu siguranță și pentru tine Jocurile Olimpice de la Tokyo, în care ai obținut o prima victorie, după care ai cedat în fața unui brazilian, au devenit și sud-americanii atât de buni la judo, sau îți reproșezi acea evoluție? Nu, de fapt, cum am și mai spus, toată Europa, Asia, în genere, un glob întreg a progresat foarte mult în sport. Și brazilienii au tradiții foarte frumoase, mereu la Jocurile Olimpice și Mondiale au fost în primii trei, adică nu e o surpriză pentru ei, acea bronz care am ratat-o eu, să zic. Eu am prins experiență și mă focusez pe chestia aceea pozitivă, pentru că mai este timp pentru alte Jocurile Olimpice. Și chiar îmi doresc o medalie și de acolo, pentru că totuși va fi prima dată în premieră pentru țara Republica Moldova o medalie olimpică la proba judo. A mai fost cineva foarte aproape, doar că nu i s-a reușit, plus la asta s-a luat medalia bronzul un moldovean participând, adică concurând după o altă țară. Și tare îmi doresc să fac istorie pentru Republica Moldova din numele meu. Da. Poți să ne spui, Denis, și antrenorii care te-au consacrat ca sportiv, cei care te-au ajutat să devii în prezent unul din cei mai buni judocani? Deci, primul meu antrenor este Victor Kazak. Am început în această secție, în centru de pregătire al loturilor naționale. Am muncit o perioadă destul de bunicică și îmi pare bine de acest antrenor, pentru că a știut cum să educe și plus la asta să rămână la sportiv plăcerea asta de a face sport.
După care cu timpul am progresat și am schimbat. Am trecut de fapt la liceul sportiv. Într-o perioadă n-am învățat acolo, după care totuși am simțit nevoie să progresez și mai mult. Am învățat 2 ani jumate, am făcut studiile, am dat bacul. Au fost antrenori domnul Vasile Luca. Regretatul Vasile Luca. Da, corect. Și a rămas feciorul lui, domnul Andrei Luca, cu domnul Victor Gorobeț și a completat această secție domnul Marcel Trudov, fiind cel mai tânăr la momentul dat din secția antrenor. Am terminat deci studiile acolo, am trecut la lotul național de judo. Acolo ne-a întâlnit deja alt antrenor, a fost domnul Vecislav Bacal, ce ne-a învățat ce înseamnă cu adevărat viața de seniori. Și majoritatea băieților din lot au preluat de la el foarte bune calități, mai ales ceea ce ține de bărbăție, dovada de a strânge dinții și a de răbda și a pune numele tău în prioritate și nu are importanță ce adversar stă în față. Și acum la moment lotul național de judo a preluat domnul Valeriu Duminică, care își face munca destul de bună. Este foarte descurcăreț și pe lângă antrenor este și un manager bun, un prieten pentru mulți colegi. Complimente, reușește pe toate și își dorește ca lotul național de judo să devină cât mai strâns ca o familie, să fie toți prietenoși și unul de la altul să învețe și să progreseze. Aceștia sunt oamenii care au fost mereu lângă mine. Care au contribuit din plin. Dar să zicem doar de antrenori. Pe lângă asta mai este și echipa care stă după scenă, să zicem așa. Oamenii, și colegii tăi, cu siguranță. Și colegii, da, sigur. Și evident îi mulțumesc și lor din suflet, pentru că fiecare din ei au acordat și timp și emoții pozitive. Am învățat și lecții în viață și îmi pare bine de oamenii cei care într-adevăr iubesc sportul, sportul de performanță, băieții și cel puțin ce poate să contribuie și să ajute, o fac într-adevăr. Așa că îmi pare bine că am așa o echipă, îi cuprind și apreciez din tot sufletul. Aceasta a fost o nouă ediție a emisiunii Campionii, în care am fost oaspeții celui mai bun judocan moldovean al anului trecut, Denis Vieru. Nu uitați că campionii nu se nasc, aceștia devin prin multă muncă și sacrificiu. Toate bune! Sponsor general al emisiunii, Asociația pentru susținerea inițiativelor comunitare și sportului.